Da, deci n-am cum să o mănânc, frate. Efectiv n-am cum să o mănânc. Pe bune, chiar vii acum acasă? Băi, nu pot să plec ajuns. Nu mai țipa pe hol, mă, stai că... Salut, dragașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, o să stăm 24 de ore. Astăzi, toată ziua, de fapt, o să stăm 24 de ore aici, în cadă. Sper să rezistăm, fraților, pentru că mi-am luat și provizii și sunt pregătit să stau aici pentru 24 de ore. Mi-am luat apă, nu o să duc lipsa, deși pot să dau drumul la robinet, pot să-mi torn, pot să mă ud, pot să stau aici să fac saună sau chestii de genul ăsta. Mi-am luat o supă la plic pentru că am apă aici și nu cred că va fi greu. Am chiar și fiartă, apă fierbinte, pot să fac imediat o supă la plic, deci relax că nu-mi e foame, fac o supă la plic și sănătate, fraților, stau cu burta în sus. Iar pentru condițiile în care o să fie și mai foame și vreau să îmi scap de poftă, mi-am luat niște bomboane din astea și o să le mănânc. În principiu am și telefonul la mine, deci stați așa să-l scot. Am și telefonul la mine, deci ce să zic, pot să mă uit la filme, pot să mă joc, pot să fac tot felul de chestii. Mai am chiar 44% baterie. Bă, hai că, nu, că încep, mă duc, o să-mi încarc telefonul înainte să încep locul ăsta. Da, mă duc sunt, sau nu mă duc să-mi încarc. Nu, frate, mă duc să-mi încarc. Nu, hai că, dacă tot m-am pus aici să fac challenge-ul ca lumea, m-am pus să-l încep. Ok, dragilor, o să încerc. Chiar dacă mai am 44% baterie, să rezist aceste 24 de ore. Așa că, înainte de a începe, nu uitați să intrați pe platforma Boosteroid, pentru că acolo este locul unde vă puteți juca jocuri pentru PC, ultimele jocuri pentru PC, fără să aveți nevoie de resurse, adică să aveți nevoie de un calculator super bun. Doar puteți să găsiți jocuri free sau jocuri care, pentru care ar trebui să plătiți câte o sumă modică, dar important este că vă puteți juca jocurile cele mai tari din momentul de față de pe calculatorul vostru, oricare ar fi acela. Așa că intrați pe linkul din descriere și jucați-vă, pentru că acum este posibil acest lucru, dragilor. Hai să începem. Ok, momentan nu prea mi-e foame, așa că o să stau puțin pe telefon. O să stau puțin pe Instagram, pe Facebook și când mi se face foame puțin mai târziu, cred că o să mănânc câte ceva. Acum e bine, din câte vedeți, mi-am luat și o pernă aici în spate, deci pot să mă întind lejer aici. Wow, e chiar bine, frate, deci e chiar bine aici. M-aș putea obișnui cu asta, da, chiar m-aș putea obișnui. E foarte confortabil, e bine rău de tot. Aici cred că pot să trag un pui de somn. Știți ce e nasol? Că trebuie să stau cu spatele pe cadă asta care e tare și nu m-am gândit, frate, să-mi iau o plapumă sau ceva moale, o pătură să pun în cadă. E cel mai prost loc să stai 24 de ore, cred. Sau cred că sunt locuri și mai proaste, cum ar fi, nu știu, în mall sau în portbagajul unei mașini sau și mai rău, undeva în pădure. Dar asta este, dragilor. Mamă, ok, m-am plictisit, deci nu mai pot, frate, m-am plictisit de moarte, nu mai știu ce să mai fac. M-am jucat timp de 2 ore pe telefonul ăsta și mai am ghiciți cât la sută baterie în 2 ore s-a consumat la acest Samsung. Ghiciți voi cât. Mi-am 13% baterie, exact. Da, super, ce pot să zic? Extraordinar. Deja 2 ore și eu nu mai am baterie la telefon. Păi ce fac, frate, atâta timp? Poate că trebuia să mă duc să-mi încarc mai întâi, să încep challenge-ul ăsta. Dar nu știu. Să mănânc niște bomboane. Pentru început, pentru că vreau să irosesc supa la plic, ar fi și păcat. Astea sunt chiar bune. Vă știți care e faza? Când mă gândesc la iubita mea, Adriana, că n-am mai vorbit de ceva timp, vorbim așa relativ puțin pentru că ea încă este supărată un pic pe mine. Sper să-i treacă între timp de tot și să fie totul ok. În caz că se mai întâmplă ceva cu telefonul, o să o sun pentru că nu vreau să se închidă și astea 24 de ore cât trebuie să stau aici,
măcar să știe de faptul că fac challenge-ul ăsta. Să nu se sperie că nu vreau să-i răspund la challenge-ul ăsta. Mamă, am mâncat jumătate de pungă, frate, de bomboane din alea. Deci, efectiv, mi s-a făcut o sete oribilă. Bă, până aici e bine, dar n-a trecut destul de mult, adică... Două ore și un pic. Sincer, nu mă mândresc cu asta. Ar trebui să mai stăm mult tare aici ca să facă cele 24 de ore. Și deja mă doare fundă groaznic rău de tot. Pentru că ăsta e tare, mă. În fine. Începe ușor să mi se facă foame, așa că... Filmează camera de o oră jumate. Deci nu pot să vede așa ceva. Noroc că filmez în Full HD, că 4K mi s-a umplat de 3 ori cardul de atunci. Wow, ce înțepenită-s, frate. Deci nu dormiți pe locuri plate. Bă, mi s-a făcut foame rău de tot și cred că a sosit momentul să fac această supă la plic. Pentru că deja a trecut aproape jumătate de zi și dacă mănânc acum, cred că rezist până să mai mă culc încă o dată diseară și tot o să fie ok, să nu mai trebuia să mănânc nimica. Cred că este suficient și cred că ar fi trebuit să-mi fac provizii mult mai mari pentru 24 de ore, dar nu știu ce a fost în capul meu, frate. Mamă, cred că ar trebui să organizez mai bine următorul 24 de ore. În orice caz... Băi, eu nu am bol, frate, să zicem că apa asta nu-mi fi rea, deși nu m-am gândit, frate, că apa asta s-ar putea să nu fie bună. Mai mult decât atât, n-am un bol. În ce-mi pun eu asta? Bă, tu ești nebun la cap, în ce-mi pun eu asta? Trebuie să-mi pun supa la plic. Deci nu pot să cred. Trebuie să găsesc o soluție să mănânc asta. Cum să fac, frate, unde să o pun? Mamă, băi, dar cum, frate, să nu-mi iau un bol pe bune? Da, deci n-am cum să o mănânc, frate, efectiv n-am cum să o mănânc, că n-am în ce să o pun, efectiv. Pe bune? Chiar vii acum acasă? Păi... Ok. Bine. Ok. Bă, frate, a zis că i-a trecut și s-a gândit mai bine și că vrea să vină acasă acum. Mamă, frate. Deci efectiv nu pot să-mi duc challenge-ul la bun sfârșit pentru că dacă vine azi acasă, cum să stau eu aici? Nu, că o să-i spun că stau aici și asta este până la urmă urmei. Da, mă, asta este. Sper să înțeleagă că trebuie să fac challenge-ul ăsta. Singurul lucru care pot să-mi fac să treacă timpul mai repede e să mă culc iarăși. O să înțepenesc aici de spate, fac scolioză sau ceva. În fine. Asta este, mă mai culc o dată. Mamă, mi-e super nasol, frate. Mamă, ce mă doare și în spate. Și fundul și tot, bă, și oasele și tot. Bravo, nu mai am nici baterii la telefon, mi s-a închis de tot. Mamă. Bă, cu cât dormiți mai mult, cu atâta e mult mai nasol să vă reveniți. E, nu știu, intri într-o stare așa de somnolență, e foarte nasol. Nu știu dacă simțiți asta, dar probabil că asta e și motivul pentru care în weekend, dacă dormi după ora 8-9, începe să te ia somnul și mai tare și te simți și mai obosit. Asta este. Băi, nu pot să cred că a ajuns. Iubire! Nu ai chei? Nu. Cum să n-ai chei? Nu am uitat când am plecat, n-am. Păi, pe bune, cum să n-ai chei? Nu mai țipa pe hol, mă, stai că... Mamă, frate, stai un pic. Vai, capul meu. Stai că vin acum, bă, băieți, bă. Bă, stai că vin acum, mamă. Iubire, dar stai un pic.
Hai că vin acum, frate. Bă, dar nu pot să abordez, nu pot să renunț la challenge-ul ăsta așa. Bine, gata. Ah, gata, am renunțat. Stați așa, mă, stați așa. Am hotărât că te iert pentru că mergem și împreună. Da, uite, așa. Da, te iubesc cu tine. Da, pune-o cu tine, dar am vrut să filmez un challenge acum. Ce challenge? Uite, am vrut să filmez un challenge. Ce faci cu camera? Baie. Da, iubire, uite, am vrut să filmez un challenge acum când 24 de ore în baie. Ce mă cu... Supă la plic? Păi am zis că asta să mănânc, e cel mai simplu și avea și apă și tot. Supă iar, la plic? De cum? Ce caută în casa noastră supă la plic? M-a luat-o pentru challenge, măi, că am zis că e foarte simplu să o fac. Cum? Eu nu știu să gătesc așa bine. Și ce ți-ai pus aici? Perna? Pe bune ți-ai pus perna? Mami, Doamne ferește! Cred că vorba asta cu când pisica mea acasă joacă șoareci pe masă, nu? Merge bine. Da, relativ merge foarte bine. Bine, oricum. Challenge-ul ăsta, ferească. Deci a trebuit să renunț la, efectiv, a trebuit să renunț la challenge. Nu mai filma, lasă-mă că sunt obosită de pe drum. Bine. Păi am renunțat la el ca să vin să-ți deschid ușa, că dacă nu măcar va te mai lăsai să-l termin. Păi și de ce n-ai spus că faci challenge? Păi și cine-ți deschidea ușa dacă ți-ai uitat cheile acasă? De ce nu mai sunați în smântă? Mi s-a terminat bateria la telefon. În fine, iubire, eu mă bucur foarte tare că ai venit acasă și că suntem bine acum. Și cu siguranță o să mergem împreună și în Londra, așa că... Asta este gașcă, din păcate nu am dus challenge-ul la bun sfârșit, dar nu e simplu deloc, vă zic sincer, pentru că deja m-am ales cu o durere de spate groaznică și mă dor oasele. Încercați și voi să stați pe jos, nu în cadă, nu. Încercați să stați pe jos, pe drum, pe linie dreaptă, să vedeți cât de nasol este să stați efectiv. Vă dor oasele, vă dor mușchii, vă dor tot, efectiv, tot. Măcar perna aia mi-a salvat gâtul să nu mi se rupă. În orice caz... Dragilor, ăsta a fost vlogul de astăzi, iubito! Merg la baie. Doamne, cu toată aparatura asta aici? Iau-o! Bine, gata. La toaletă, ok, gata, stați. Bă, gaj, că ăsta a fost vlogul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share, să vadă și pe dumneavoastră și să vă abonați dacă ne-ați făcut-o încă, să ne strângem cât mai repede 400.000 aici pe canal, dragilor, și iubito... Am mai repede pe outro ăsta, serios. Dragilor, o să apară în continuare vloguri cu iubita mea. Dar te-a scos după mine, bă, că... Da. Ok, dragilor, nu uitați să ne dați un follow pe Instagram la amândoi, pentru că acum suntem bine și o să urmeze câteva chestii tare împreună. Mersi că ai venit acasă. Te iubesc. Și noi ne vedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. Ciao.